Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de marți, 26 martie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 26 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de azi, cum arată ea. Iată așa arată ceșcuța. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată, în primul rând, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi. O veste care poate te va scoate din ritmul vieții tale, dar o va face într-un sens benefic ție. Da? Văd că unii dintre voi veți vărsa chiar și lacrimi de bucurie, dragii mei, la aflarea acestei vești. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba în această cafeluță. Văd aici două persoane care mergeți pe drum. Persoane care sunteți departe unul de altul, văd că vă întâlniți. Că ești departe de partener sau de partener în aceste momente, dar într-un final văd că vă veți întâlni, dragii mei, dragile mele, veți fi din nou împreună și veți merge pe același drum. Mulți copii, dragii mei, văd aici care se dau în leagăn, printre ei sunt și copiii voștri, da, văd doi copii, un băiețel și o fată. Acești copii sunt foarte veseli și voi vă bucurați de bucuria lor. Da? Sunteți foarte fericiți în compania acestor copii, sunt lumina zilei voastre. Văd cum stați pe un mal, dragii mei, și aruncați undița în mare, vă pescuiți singur norocul, voi singuri vă ajutați, sunteți norocul vostru, voi singuri faceți totul cu mâinile voastre. V-ați construit sau vă construiți casa singuri, vă găsiți de muncă singuri, vă câștigați banii singuri, nu așteptați ajutor de la nimeni. Toată viața ați muncit și ați cerut de toate, iar de acum înainte veți avea și mai multe roade de pe urma muncii voastre. Văd aici un trandafir, dragii mei, este trandafirul vieții tale, o să ai o viață fericită, o să ai de toate. Văd cum se deschide totul în fața ta, vei fi și tu fericit sau împlinit, dragul meu sau draga mea. Dacă ați avut probleme cu stomacul, v-a durut burta, ați mers la spital, vă ați făcut niște analize, se vede aici în cafeluță că această problemă a voastră se va apropia de final, da? Analizele au ieșit bine, așadar și voi sunteți în curs spre vindecare, mai ales cu noul tratament care vi s-a dat de la spital. Dragii mei, dragile mele, văd că multe persoane dintre cele care privesc acest video au fost singure mult timp. Văd că aveți o suferință în legătură cu această singurătate a voastră. Vă simțiți părăsiți, de parcă nu aveți pe nimeni pe lume, dar să știți că nu este chiar așa. Lucrurile se vor schimba și pentru voi. Veți întâlni o persoană minunată care se va dovedi a fi exact genul de persoană pe care ați așteptat-o întotdeauna. Văd cum această persoană, veți cunoaște această persoană prin intermediul unor prieteni și veți începe o relație cu el sau cu ea. Veți avea impresia că abia acum veți începe să trăiți cu adevărat, vă veți bucura enorm
de orice moment pe care îl petreceți împreună. Unii dintre voi, dragii mei, dragele mele, chiar vă veți căsători cu această persoană. Iar pentru persoanele singure, dragii mei, dragele mele, văd că veți cunoaște și voi pe cineva așa cum v-ați dorit, fie la un drum, într-o localitate nouă, fie cineva vă va face cunoștință cu această persoană și vă va plăcea foarte mult, astfel încât veți avea o relație împreună cu aceasta. Pentru unii dintre voi, exact cum am spus, este posibil să vă faceți chiar și o familie. Un înger văd aici cu aripile deschise și o inimă, dragii mei. Îngerii sunt lângă voi și vă aduc bucurie în inimă. Este de ajuns să aveți încredere în îngeri și aceștia vor aduce minunile în viața voastră. Deschideți-vă ziua spunând mulțumesc de 3 ori și veți vedea cât de minunată vă va fi ziua respectivă. În casa voastră, în următoarele zile, vor intra bani în viața dumneavoastră. Mai văd aici o plută, intră fericirea, belșugul, dragostea în casa ta, o să găsești fericirea, o să ai parte de tot ceea ce ți-ai dorit, dragul meu, draga mea. Mai văd aici un bărbat sau o femeie cu o broboadă. Aveți probleme cu picioarele și cu spatele, dragii mei. Văd că mereu cărați greutăți, de aceea vă doare spatele. Feriți-vă în perioada următoare să mai cărați aceste greutăți pentru că nu veți scăpa altfel de aceste dureri pe care le aveți. Mai văd aici o rochie de mireasă așezată pe umeraș, în dulap. Ați pregătit-o de mult timp pentru ziua dumneavoastră de căsătorie. Să știți că va veni destul de curând și această zi, pentru care văd că vă pregătiți emoțional, în primul rând, împreună cu partenerul sau cu partenera voastră. Dacă nu ai partener încă, să știi că vei avea, această persoană este mai aproape de tine decât gândești. Un cocoș, dragii mei, se vede aici, care cântă în pragul vostru, vă aduce vești bune, vă spune că în curând vor intra veselia, fericirea, norocul în casa voastră și în viața voastră. Vă vin și oaspeți care vor aduce vești bune, o să vă salte inima de bucurie. Pentru cei cu inițialele T, C, L și M, încep zile minunate. Dacă în trecut ați avut certuri și greutăți încât simțeai că îți fuge pământul de sub picioare, din acest moment intră norocul și în viața voastră. Dacă căutați de muncă, veți avea. Dacă vrei dragoste, vei avea. Vei cunoaște dragostea. Dacă vrei sănătate, vei obține această stare de sănătate. Mai văd aici cifrele 1, 2 și 3, pot fi zile norocoase pentru voi, așadar la începutul lunii următoare, dacă doriți să începeți ceva, să știți că veți putea începe aceste lucruri, va fi cu noroc, veți avea foarte mult succes în tot ceea ce veți întreprinde, dragii mei. Cei care nu v-ați cunoscut perechea și nu v-ați căsătorit în anul trecut, da, 2023, să știți că mulți veți avea noroc în dragoste în 2024, veți găsi persoana potrivită pentru voi. Chiar dacă sunteți singuri acum deocamdată, unii dintre voi vă veți căsători în acest an. Dragii mei, văd cum greutățile financiare le lăsați în urmă și vă orientați din ce în ce mai mult spre o perioadă mult mai luminoasă. Mai văd aici un pom, două uși și aripi deschise. Oriunde vei pleca, vei prinde rădăcini, o să fii mult mai fericit, fericită, o să ai bani și o să fii cu perechea ta, dragul meu sau draga mea. În casa voastră a început încet, încet să fie bucurie, să fie pace, liniște, pentru că sufletul vostru a început să se deschidă. Și mai văd o cămilă. Anul 2024 va fi luminat pentru tine, îți va aduce noroc, iubire, bani și tot ceea ce îți dorești. Gândește pozitiv în continuare și privește cu încredere înainte și vei vedea cum vei atrage tot ceea ce este mai bun pentru tine. Dragii mei, văd cum țineți un steag în mână. Voi o să fiți învingători, dușmanii voștri vor fugi ca năpârcile din preajma dumneavoastră când vor vedea cât de puternici sunteți. Într-adevăr, văd că unii dintre voi chiar aveți dușmani, aveți câțiva dușmani notabili, ca să zic așa.
Dar nu vă va fi teamă de aceste persoane, dumneavoastră vă veți urma calea și veți îndeplini ceea ce aveți de îndeplinit. Pentru cei cu inițialele C, L, M, N și S, vin vești bune, foarte, foarte bune pentru voi, care de mult timp le așteptați și iată că acestea vin la ușa voastră să vă bucure enorm de mult. Un înger și-a deschis aripile asupra voastră, respinge toată negativitatea din viața voastră, astfel încât și voi veți lăsa toate greutățile în urmă, toate blocajele, tot ce a fost greu, veți fi foarte bine în acest sfârșit de lună. Dacă nu aveți de muncă, vă găsiți, dacă aveți datorii, le veți da, dacă nu aveți dragoste, de asemenea, veți găsi dragostea și voi, dragii mei. Două persoane văd aici care vin să vă ceară în căsătorie, dragii mei, dragele mele, iubitul vostru alături de familia lui vine la voi acasă și o să fiți foarte fericiți împreună. Să știți că din momentul în care vă veți căsători, veți avea și doi copii. Mai văd aici cifra 1, într-o zi sau o săptămână, începând din acest moment, pentru voi va veni un răspuns de la o muncă. Poate veți fi chemat sau chemată să lucrați acolo unde ați depus actele. Sunteți foarte bucuroși de această schimbare care vine spre voi. În anul acesta să știți că veți avea și voi bani, pentru că văd că alergați foarte mult să vă rezolvați anumite probleme și văd aici foarte mulți bani care vor intra în portmoneul vostru, dragii mei. Hai să vedem și dorința voastră. Dorința voastră să știți că este pe cale să se împlinească și mai văd aici cifra 7, se pare că în 7 zile sau 7 săptămâni veți cumpăra și voi acea mașină sau acea casă pe care ați dorit-o atât de mult. Da? Și la fel cum este pomul vieții, dragii mei, dragele mele, la fel voi veți fi sănătoși și viguroși în această perioadă. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!